Valentina te trimite cu gândul la Valentine's, nu? Cred, nu știu. Da, pe acolo, nu? Da. Sfântul Valentin. Da. Am un domeniu, te iubesc pentru tine, fii atentă. Și am 4 întrebări. Dacă răspunzi corect la 3, dacă faci tripleta, te duci la cilindri ăștia care îți pot aduce multă bucurie. Okay. Începem? Da. Vali. Zice așa. La ce gest a recurs Romeo când a crezut că Julieta e moartă? S-a otrăvit sau s-a aruncat de la balcon? Ții minte Romeo și Julieta? Da, țin minte. Trebuie să apăs pe butonul ăsta. Nu, zi-mi așa. S-a otrăvit. S-a otrăvit. Da. S-a otrăvit Mircea. Ți l-am prezentat pe Mircea și pe Sorin? Ți-am prezentat pe amândoi? El e Mircea, el e Sorin, el e Sorin, el e Mircea. Împreună scriem întrebări. Julieta, Romeo, de unde? Verona. Verona, bravo, Verona, Verona. Fii atentă, Vali. A doua întrebare. Când Jennifer Lopez a căsătorit cu Ben Affleck, cântăreața a făcut un gest care spune multe despre dragostea pe care i-o poartă actorului. A luat numele lui de familie sau a îngenunchiat în fața lui? Două variante de răspuns. Zi-mi una. A luat numele lui de familie. Hai. Perfect. Vali. Mai am nevoie de un singur răspuns corect, un singur răspuns bun ca să faci tripleta. Fii atent. Inelele sunt o tradiție care datează de la vechii egipteni. Ei credeau că cercurile sunt simboluri ale fertilității sau ale eternității. Eternității. Este! Ai tripleta! Bravo, Vali! Bun! Balerină! Da. În Galați! Da. Fii atentă! Eu în vârf, tu spui stop. Bine. Ok? Da. Dă-mi un cilindru. Să-l iau postă de aici. Ia unul. Pot să mă uit eu? Lasă-mă. Hai. Vali, înainte de asta, uite, aici găsește așa, ho, 150.000 de lei, 100.000 de lei, 75.000 de lei, sume mari. Există și un cilindru cu următorul. Dacă ai ghinionul ca aici să fie următorul, ai plecat. Există și un cilindru zâna bună, există unul piază rea și duel. O să-ți povestesc dacă ajungi la ele. Bine. Fii atentă, Vali, ce ai luat tu. Zice așa. Oh! 30.000! S-a dus. 30.000. Vali. Da. Când te-ai apucat de balet? De mică, de la 7 ani. Cine a luat decizia asta? Altcineva? Mama, pentru că ascultam atunci mezo foarte mult, dădeam la televizor și îmi plăcea muzica clasică și a văzut că am înclinație. Și a zis, mama a luat decizia? Da, mama a luat decizia. Iar după, de la sine am continuat eu. Vali, viața e făcută din decizii, corect? Da, foarte multe. Uite cum facem. Ai 30.000 de lei. Da. Tu hotărăști dacă te oprești și te duci pe scaunul campionului și te rogi ca următorii să nu facă 30.000 sau dacă mergi mai departe, riști, învârți din nou, trebuie să treci din nou prin întrebări, 4 întrebări. Da. Dacă nu faci tripleta, ai plecat, ai pierdut banii. Decizia ta. Rămâi și te duci pe scaunul campionului și te gândești cei care vin după tine la coadă nu pot să facă 30.000 sau... Continuăm. Mergi mai departe? Da. Cu risc. Cu risc și cu ambiție. Alt domeniu. 30.000. Fii atentă. Îți mai dau un domeniu de cultură generală. Brânză. Da. Încercăm brânză? Încercăm. Zim, cine poate fi caracterizat pe scurt drept zgârie brânză? Hagi Tudose sau Moș Crăciun? Hagi Tudose. Hagi Tudose. Fii atentă. Vali, ai una bună. Fă 3 bune și mai mult de 30.000 de lei. Ce țară a primit dreptul exclusiv de a folosi denumirea feta? Olanda sau Grecia? Grecia. N-ai ratat niciuna. N-ai ratat niciuna. Nu. O să-ți vin întrebările normale aici, nu?
Da, aici în colț îmi spun răspunsul corect. A treia. Fii atentă. De unde vine numele varietății italiene de brânză cu mucegai gorgonzola? Denumirea unei localități sau numele unui pictor? Mă, tu n-ai răspunsul aici, nu? Denumirea unei localități. Extraordinar! Gorgonzola! 30.000 ai. Zici stop. Ții minte regulamentul, da? Da. Ne oprim când vrei tu. Ai 30.000 de lei deocamdată. Zici stop. Stop. Acolo unde ai pus mâna. Aici? Da. Vino și dă-mi cilindru. La 30.000 mai punem... N-am văzut. Wow. Wow. La 30.000 mai punem 60.000. Da. Vali, fii atentă. Ai 90.000 de lei. Oamenii care stau la coadă s-ar putea să nu te depășească. S-ar putea să o facă. Decizia e a ta. Te duci pe scaunul campionului cu 90.000 de lei și te rogi ca naționala alții să nu mai... Da? Sau rămâi cu banii ăștia... Eu vreau să fac opusul naționalei și să joc. Așa că riști? Continuăm, da. Îi riști pe ăștia 90? Da. Păi, 90.000 de lei. Ca în viață, trebuie să riscăm. Vali, 90.000 de lei. Cu ei, fără ei. Așa că risc, la cât cum mai mult. Cu ei, fără ei, că vorbești parcă ai fi țiriac, Becali. Cum cu ei, fără ei? 90.000 de lei, Vali. Da. 90. Mi-apar și mie aici. Ei riști, da? Da. Fă tripleta. Dacă ratezi, dacă ratezi două întrebări, s-au dus banii și ai plecat acasă. Da. Am un invitat pentru tine. Bună seara, bună seara, te pup, Dane. Sărut mâna, Valentina. Bună seara tuturor și celor care se uită la noi. Dane, de ce m-ai chemat pe mine, Dane? O să mă omoare. Te-am murdărit cu machiaj. Nu, lasă asta, mie milă de Valentina, că eu știu ce întrebări am aici. 90.000. Și eu am auzit ce variantă avea din spate de acolo. 90.000 de lei pe întrebarea pusă de Dorian. Dacă o ratezi, Doriane, dacă o ratează, pleacă? Pleacă, nu? Uite cum mi s-a făcut pielea de găină. Eu când am auzit 90.000 de lei, mă gândeam, Cresie, faianță. Băi, trebuie să vă zic, iertați-mă, neapărat trebuie să vă spun asta. Ați auzit de orașul Fieni? Ați auzit? Bravo. Spectacol la Fieni. Dorian. Și mulți alți artiști. Taci că o zic, taci din gură că o zic. S-a terminat spectacolul. Mii de oameni în față. Omul ăsta a rămas să facă fotografii cu copii 3 ore. 3 ore? 3 ore a stat acolo. Băi, am zis că neapărat trebuie să schimb mâna. Nu vrei să știi ce a fost, rămâna. Eu nu mai am răbdare. 90.000, da, Vali? Deci, 90.000 de lei. Fii atent. Nu știu dacă domnul Dan a uneltit chestia asta, dar sunt în mare parte întrebări din lumea mea. Social media online, ești pregătită? Da. Te pricep la de-astea? Tu știi răspunsurile, da. Dane? Habar n-am, nu. Chiar am să te întreb după ce răspunde Valentina, dacă știai. Okay. Pentru că să știi că eu am încercat să dau singur răspunsurile și la unele dintre ele m-am încurcat și am răspuns la like instant, zic, mamă, aia e, fără dubiu. 90.000. Deci, Vali, punem la bătaie 90.000 de lei, cale de întoarcere numai. Eu te-am întrebat, Adinea, ori te oprești? Ai zis, nu! Și coadă mare acolo. Și coadă mare, și da. Și coadă mare, că am văzut din spate, genial, Dane. Îți mulțumesc pentru această invitație, mamă, nu mi-a răbdare. Îți adresez prima întrebare, zi-o. Da. Ești pregătită, Valentina, da? Sunt. Fii foarte atentă, te rog, da? Care este primul videoclip din istoria YouTube-ului care a atins 1 miliard de vizualizări? Gangnam Style sau Despacito? Gangnam Style. Este! Oh! Deci fiți atenți!
Fiți atenți, chiar vreau să completez. Un miliard. Ieri, videoclipul Gangnam Style avea 4.505.556.718 vizualizări. Nu vrei să spun în cash. Ăsta e la nebunia aia. Deci nu vrei să spun în cash cât înseamnă asta, că ne speriem cu toții. Și 5.332.602 comentarii. Comentarii? Da, ăla cu... Da. Că tot vorbește lumea de... Nu te mai muțări, mă, că te mai muțărești degeaba. Bravo. Da, da. Și-a luat miliarde. Da, da. Iar dacă vă interesează, mai ales pe cei de acasă, cel mai vizualizat clip din ziua de astăzi este Baby Shark Dance și are 11.089.436.807 vizualizări. Dacă încercăm să convertim asta în bani, Dane, plecăm amândoi acasă. Mergem mai departe, Valentina, ești pregătită, da? Da. În 2016 se făcea că Snoop Dogg își dădea din greșeală check-in în România. Unde anunța rapperul că este? La Caracal sau la Bogata? La Bogata. Bă, e tare asta, Nico. Bă, e fantastic. Da, asta, nu? Da, 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 ce... El a cântat cu Bogota. E Bogota, da, ne amintesc. Bogota și știm cu toții că Snoop Dogg e mai aerian, așa, ca să fim așa mai... Și probabil că era destul de relaxat în momentul ăla, a văzut Bogota, a zis acolo. Bogota, dar el voia, de fapt, Bogota, Columbia. Bun, fii atentă, Vali, ai două. Două. Acu-i acu. Dacă răspunzi corect, ai 90.000 plus ce poți să câștigi. Vali, 90.000 de lei. Hai! Ce a făcut la începutul anului indianul Parag Agrawal, CEO-ul de la Twitter? A cumpărat un vas de croazieră de la Putin și a luat concediu de paternitate. Aș merge pe varianta și a luat concediu de paternitate. Atent nebunul ăsta, bă. Deci el și-a luat concediu de paternitate pentru că soția i-a născut al doilea copil și a vrut să dea un exemplu, să încurajeze angajații să-și ia acest tip de concediu. Corect. Bali, 90.000 ți-a ținut Dorian banii. Doamnelor și domnilor, inima e mai mare decât mușchiul. Dați aplauze, bunul meu prieten Dorian. Doamne ajută, Doamne ajută. Mentorul meu, Doamne ajută. Mentorul meu, Valentina, Doamne ajută și bravo, felicitări. Mulțumesc, Dorian.